Lumea modei este o lume frumoasă la care mulți încearcă să acceadă. Dincolo de mirajul de a fi fotomodel, puțini sunt cei care cunosc de fapt compromisurile pe care un manechin trebuie să le facă. Cum este de fapt acea lume, îți spune modelul Simona Kim. A fi model nu înseamnă doar diete, sport, bronz permanent și poze frumoase în revistele glamuroase. Mai presupune și foarte multă muncă. De ceva timp, Simona Kim s-a apucat de modeling, chiar dacă inițial nu asta intenționa. Și dacă privit din exterior totul pare foarte simplu, de fapt nu este chiar așa. Agenția Mamă mă trimite în Milano, care îmi caută joburi anume prin Milano, care îmi caută clienți, de exemplu, branduri mari sau nu știu. Și, de exemplu, îți trimit un mail, de exemplu, de dimineață, uite, ai 5 castinguri pentru brandul cutare și cutare și nu știu cum, și te duci la acel brand și nici măcar nu știi pentru ce, adică poate să fie și pentru podium, și pentru poze, pentru catalog, pentru reclamă, pentru orice, adică tu pur și simplu vii fără make-up, fără nimic, cu tocuri cu tine și cu costum de baie. Pe lângă costum de baie și tocurile înalte, modelele sunt obligate să aibă și un portofoliu cu poze. Fetele din Milano au foarte multe poze de pe coperte, din reviste de gen Vogue, Elle și așa mai departe. Eu încă nu am, dar sper că totul e... De 4 ani face modeling și de 2 ani o face profesionist. A reușit chiar să pozeze pentru designerii ei preferați. Am fost și la Donna Karan, am fost și la Gareth Pugh, al meu, preferatul meu designer, care a colaborat și cu Lady Gaga și cu Beyoncé. Am fost și la Vera Wang, care face cele mai tari rochii de mirese și de seară. Nu știu, e complicat acum să mi-aduc aminte de toate. Acum vrea să combine muzica și modelingul. Nu se poate decide care îi place mai mult. La IMG este o agenție foarte mare din lume. Este și în Paris, și în Milano, și în Franța, și în America. Și la IMG mi se pare că este și Lana Del Rey, și Liv Tyler, da, și mai multe vedete, anume, cum să zic, fac, de exemplu, de fapt, e actriță sau e cântăreață sau nu știu ce, dar mai este și model, se poate de zis, la o agenție mare din lume care poate să o promoveze și ca model, adică să mai pună și pe o copertă undeva, în reviste. O parte bună a acestui job e faptul că unele ținute Simona le păstrează pentru sine. Asta, desigur, dacă brandul nu este unul din cel mai scump. Dacă brandul e prea mare, bine, atunci nu prea e posibil pentru că hainele sunt foarte scumpe, poate costa mii de euro. Și dacă un brand e așa, pur și simplu bun, atunci, da, poate să-ți, de exemplu, să-ți propună ceva din hainuțe, dar, bineînțeles, mai simplu pentru că nu o să-ți propună o rochie super. Am câteva rochițe, câteva tricouri, ceva de gen și câteva bijuterii. I'm lonely.